Feții dintre voi ați auzit de marea balerină Anna Pavlova, dar cu siguranță ați auzit de prăjitura Pavlova, creată în onoarea ei. O rețetă mult disputată, zeci de ani între diverse țări, dar care este în continuare în mare vogă și în zilele noastre. Și nici nu are cum să nu fie, pentru că este un deliciu absolut. Șef John Menumorut ne învață astăzi cum preparăm acasă minunatul desert. Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața! Ce-mi place mie cel mai mult? Dulce. Tocăniță. Tocăniță, zic cu dulce. Face ceva dulce astăzi? Pavlova. Este o prăjitură foarte simplă și foarte gustoasă, dar complicată în același timp. De ce? Că folosim bezea. Bezeaua este un preparat de cofetărie, care mie îmi place foarte tare, pentru că desai foarte multă răbdare și eu sunt un om foarte răbdător. Ca atare întotdeauna, e după ce de la peste să facă, logic. De data asta mă voi înarma cu foarte multă răbdare și voi încerca. Așa, am nevoie. Bun. Pentru bezea, bineînțeles, am nevoie de bușurile de ou, sare, zahăr. Eu aleg varianta în care folosesc umplutură, cremă de vanilie și un mix de fructe, căpșuni și coacă, le putem să folosim zmeură, le putem să folosim orice fructe de pădure. E foarte populară prăjitura asta. Da. E împânzit internetul de rețete. Ai ceva moale, cu ceva crocan, ceva dulce, cu ceva crișor de la fructe. Deci toate gusturile astea se combină. Perfect. Bun. Ce ne trebuie? 4 ouă. 200 de grame de zahăr pudră. Da. Un praf de sare. Mă bucam de treabă? Dar cine eu? Am glumit. Dă-mi mie. Mă duc să-mi iau șorțul? Nu-i nevoie. Bine. Sare. Și acum adăugăm zahărul. Avem o hârtie de copt. Ea are două fețe, una mai lucioasă, una mai puțin lucioasă. Contează? Da, noi lucrăm pe partea lucioasă. M-ai întrebat ce fac cu acest pix, care sper să meargă. Ne apucăm de desenat? Ce va dă genul? Te-am luat de uite se combină acolo un pic lucrurile. Decupăm. Nu decupăm. Întoarcem invers hârtia, da? Și ăsta o să fie cercul nostru, astfel încât să obținem discuri de bezea rotunde. Ah, ok. Înțeles? Deci continuăm cu desen. Foarte frumos ai desenat. Da, mulțumesc frumos. Ce facem? Umplem punga cu... Facem bine, nu? Nu, ce mai facem bine și eu. Băi, ce merenghe, mă, nene. Băi, n-ai, o să te și ca să film altceva. Mulțumesc. Serios? N-am mai văzut așa ceva foarte mult. Mă angajez la tine. Liniștit. Bun. Ce se întâmplă cu bezeaua acum? 180 de grade o oră, o oră și jumătate maxim. În mod normal, în cofetării, bezeaua se lasă 10 minute. O noapte întreagă. Serios? Da, este ultimul lucru care se bagă în cuptor. Okay. Se încinge cuptorul 180 de grade, se lasă ușa un pic deschisă. Și somn ușor. Ne vedem dimineața. Tot la de dimineață scoate. Băgăm bezeaua în cuptor. Spuneam, 180 de grade, aproximativ o oră. Podmă neapărat cu ușa deschisă, lăsată la cuptor, încă minim o oră, o oră și jumătate. Avem bezeaua, crema de vanilie. Da. O să facem niște straturi. Straturi? Da. Dar asta așa se face, nu? Straturi. Dar în mod normal are unul singur. Da? Având în vedere că prăjitura atât de populară, de-a lungul timpului și fiind făcută de atât de multe ori, ea a suferit diverse, exact, este ca sarmalele noastre. Bun, dacă vreau să las într-un singur strat, aici pot să mă opresc. Dar de ce să ne limităm la unul singur? Așa mă gândeam și eu. Dragii mei, asta este propunerea pentru duminica aceasta. Cred că faceți pe multă lume fericită dacă încercați propunerea aceasta. Mulțumesc, m-ai făcut foarte fericită. De exemplu. Până săptămâna viitoare, vă dorim numai de bine. Numai de bine. Cam
Cam asta a fost emisiunea noastră de astăzi. Nu uitați să-mi scrieți pe pagina mea de Facebook dacă aveți întrebări sau sugestii pentru noi. Cred că știți deja, dar o să vă reamintesc și de întâlnirile noastre din timpul săptămânii în știrile dimineții. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte numai de bine!